Deci, la această oră, pe site-ul oficial al Curții Europene, eu nu am văzut, deci în baza de date HUDOC, nu am văzut, nici nu am văzut textul acestei decizii, dar ceea ce anticipăm noi este că pe prima cerere adresată la Curtea Europeană, deci cererea care nu ține de fondul cauzei, domnul Vladimir Filat s-a plâns pe mai multe încălcări ale drepturilor sale, inclusiv pe condițiile de detenție, articolul 3, pe ilegalitatea deținerii sale în arest și respectarea vieții private, deci alte articole.